sectorul 5 București. Au defrișat arbori. Mă tem că fără autorizație. Și au început un șantier. Se pare că tot e legal, pentru că lipsește panoul informativ de șantier. Obligator la vedere, la intrare. Și după cum vedem, pe tot perimetrul, pe trei laturi, gardul nu conține așa inscripție. Și nu știm cine ce construiește și în baza căror acte permisive. Deci cel mai probabil e o construcție, este tehnică, ilegală. Și după aceea vor îmbla să ungă la autoritățile locale ca să legalizeze ceea ce au făcut deja. Ca să vedeți că puțin le pasă de normele tehnice, uitați-vă cât noroi au scos de pe șantier pe carosabil până pe partea cealaltă. Și tot noroiul ăsta se transformă în praf și intră în plămânii noștri. Crede cineva că ei respectă normele de construcții? Eu sunt sigur că nu. Și deci blocul ăsta care o să apară aici sau ce altceva poate să construiască o să fie nesigur pentru locuit. Pentru locuitori, pentru vizitatori, pentru cei care o să meargă pe alături. Tovarășe procuror, Florea, nu e așa că e faptă penală? Nu e așa că era cazul să intervină primăria până acum?